Tot am reușit. Pentru că am avut o problemă tehnică, da? Eu dau și o vina pe prietenul meu din Republica Moldova, marele străin. Deci, inevitabilul Oleg, l-avem pe activistul civic Oleg. Salut, Oleg! Salut, Hari! Măi, omule, dacă nu reușeam, deci dacă nu reușeam, știi ce spuneau habodnicii, da? Spuneau ce că, ia uite, fii atent că nu le-a reușit la ăștia treaba să intre în direct. Și biserica, Borci s-ar mai fi bucurat. Da, uite că am intrat, deci am intrat spre bucuria lor, da? Am intrat. Ce mai faci, măi, Oleg? Sunt revoltat de ce am auzit azi de la televizor. Ai văzut că s-a dat un protocol, iar o ordonanță militară, da. Ce ordonanță, bă, iar ordonanță militară pe un singur cult? Căci că se facă o excepție cu ocazia sărbătorilor de Paști. Dar de ce n-au făcut excepție în weekendul ăsta pentru catolici, de exemplu, dacă sunt atât de generoși? Ai văzut cum a făcut discriminare? Adică velea asta, fii atent, m-am dus în Caransebeș, da, în Caransebeș. M-am dus în Caransebeș și, uite, vezi, mă, a apărut și acolo unde dădeam noi de, nu, știi că nu apărea în delay-ul respectiv. M-am dus în Caransebeș, bă, și când intri în Caransebeș, vezi, numai cruci, mă, bă, numai cruci, tot orașul e de cruci, înțelegi? Tot orașul este de cruci. Și, ce am zis, băi, parcă zici că sunt într-o țară din asta religioasă, dar te taxează, omule, te taxează, nu discută, pentru că acolo, de exemplu, dacă filmezi, când filmam, de exemplu, filmam crucea aia la intrare în Caransebeș, a venit un guțan la mine. El spunea că este de ăsta, cum îi zice, gardian de la public, sau cum îi spune, mă, înțelegi? Poliție locală. Un gârguț din ăla, înțelegi? Și l-am întrebat ce cu crucea asta la pod acolo și a spus că domnul primar al nostru, Velea, înțelegi? Și când colo, domnul primar Velea a ajuns, bă, ministru, îți dai seama, de ordonanță militare, civil. Mă, sunt în regulă aceste ordonanțe militare? Până acum îmi păreau în regulă și cred că chiar au fost, că au reușit să prevină răspândirea COVID, îmbolnăvirea și moartea oamenilor, să nu se întâmple ca în Italia, ca în Spania, ca în Franța. Dar acum, cu excepția asta, special pentru sfertodocși, mi se pare o chestie populistă, oportunistă și foarte periculoasă. Și e ciudat că aici un partid liberal face exact ca un partid șovin populist de peste Prut, la mine, în Republica Moldova. Tot azi sau ieri a decis Partidul Socialist al lui Dodon să permită aducerea focului Haric, să permită ca excepție oamenilor să meargă la biserică. Deci, COVID-ul, dacă până la dacă urmă, ei ce o să spună? O să spună că răspândit. Îi ocolești așa sau cum? Dacă nu s-a răspândit destul prin împărtășanie și ce alte ritualuri au mai avut ei. Dar iată, am constatat că chiar zilele astea am citit o știre că în Târgu Frumos, se pare, că lângă Iași, e stare de carantină pentru că a îmblat unul pe la casele oamenilor și a dus în părtășanie și azi s-a constatat că el era pozitiv COVID, chiar dacă asimptomatic. Și din anturajul lui, cei care au mers cu aghiazmă, cu împărtășanie, au mers pe la casele oamenilor, toți sunt pozitivi, deci e foarte posibil că toată lumea pe la care au fost ei s-ar putea să aibă COVID. Pentru că nu e așa, ăsta vrea umiditate și prin apa aceea cu miros de busuioc, prin lingurița cu împărtășania, prin pupatul de mâine popii, s-a transmis inevitabil. Și acum Târgu Frumos s-ar putea să intre în carantină precum tot orașul capitală Suceava. Îți dai seama, eu am fost la spitalul acolo, da? Și m-am îngrozit ce am văzut acolo. Se vedea clar că este un cuib de oameni neprofesioniști, da? Deci nu vorbim de doctor, de medici, de astea, dar personalul, tată, încă de la început te asaltau cu chestii din acestea prostești. Deci pur și simplu nu puteai să-ți dai seama că eu m-am dus acolo să le spun că am nevoie să iau un decedat de la morgă. Și puteam să mă duc și cu căruța.
Înțelegi? I-am spus, domnule, ce fac? Îmi dați voie să venim, să intru aici? Da, păi zic, cu căruța, ce? Cu orice pot să vii, nu era nicio problemă. Fii atent, trebuie tu să ai precizez fost... Precizează că asta se întâmpla până la carantină, până la stare de urgență, da, se întâmpla în iarnă sau în toamnă cândva. În iarnă. Fii atent, haideți să urmărim un reportaj unde tu, posturile de televiziune, pentru că tu ai fost realizator de emisiuni și nu ai mai vrut, nu te-a dat nimeni afară, nu e nicio problemă, nu ai mai vrut să mai fii la tine în țărișoara ta. Deci îți dai seama, Oleg, am ajuns să vorbim că tu, fratele nostru, să spui că în țara ta, Republica Moldova, ce părere ai? Deci cum vezi tu România? Că de fapt acum tu ești în România la noi. Cum o vezi? Da. Suntem frați sau nu suntem frați? Sunt la București de 3 ani, am făcut facultatea la București în anii 90, am făcut masterat la Iași în anii 2000 și acum sunt la București ca la mine acasă. Sunt de vreo 23 de ani, cred că sunt cetățean român, sau am dublă cetățenie. Consider Republica Moldova al doilea stat românesc, Chișinău a doua capitală românească, dar din păcate foarte mulți concetățenii mei de dincolo de Prut sunt manipulați, spălați pe creier de către propaganda kremliniază și ei se cred moldoveni, doar moldoveni, nu și români. Pe când oamenii de știință spun că toți moldovenii sunt și români, nu toți românii sunt moldoveni, pentru că unii sunt olteni, alții sunt bănățeni, sunt dobrogeni, dar toți suntem români, că vorbim aceeași limbă, nu e așa că ne înțelegem. Dar sunt chestii de propagandă, de manipulare, încă de pe timpul țarist, de sute de ani, nu doar acum, de pe timpul Uniunii Sovietice sau de pe timpul Federației Ruse a lui Putler. Asta e de sute de ani, oamenii sunt spălați așa pe creier. Încă pe tine te persecută românii noștri, da? Frații noștri îți spun și că du-te la tine acolo, acasă, la Moldova ta. Da, sunt unii care fac astfel de comentarii pe YouTube unde vorbesc și mi se pare, na, jenant totuși. Dar trebuie să recunoaștem, unii români suferă de xenofobie și disprețuiesc pe oricine. Du-te la tine la Timișoara, du-te la tine în Ardeal, du-te la tine în Moldova, da. Sau și mai rău, bă, dacă ești tătar, du-te în Tataria, dar nu există așa țara acum, dacă ești turc, du-te în Turcia, dacă ești rom, unde îl mai trimiți? Că e rom și nu are patrie. Subiectul, veniți de luați COVID. Subiectul, veniți de luați COVID. Ia zi. Dacă veniți de luați COVID, m-au întrebat zilele astea la un post de televiziune din Chișinău. Despre intenția asta de a duce focul Haric și eu le-am tăiat-o imediat, le-am zis că e un pericol epidemiologic și ar trebui să se ogoiască și ei ziceau, nu, păi că ne-am gândit noi că atunci noaptea când vine mitropolitul, că noi nu avem patriarh, mitropolitul nostru se subordonează patriarhiei de la Moscova, când vine mitropolitul de la Ierusalim și aduce focul și îl transmite după aceea prin raioane, de parcă așa se întâmpla pe timpul lui Ștefan cel Mare, de exemplu, da, nu? Se ducea cu capul. Da, se ducea cu traista până la Ierusalim după focul Haric. Și mai paradoxal că focul Haric acum câteva zile s-a aprins pentru catolici, tot la Ierusalim. Acolo se aprinde de câte ori trebuie, nu? Apeși pe buton și se aprinde focul Haric. Și le-am zis, oameni buni, e periculoasă chestia asta. Ei au zis că stai că avem o soluție, unul de la Criuleni, nu știu care a inventat, că atunci când vine cu focul Haric să treacă pe la casele oamenilor, pe porțile oamenilor, să-i stropească, să sfințească și oamenii să iasă doar la poartă cu mâncarea, cu ce produse au pregătit ei de Paști, ca să o sfințească. Zic, da băi, inteligent și deștept, taman noaptea virusul doarme și poliția nu e acasă și ne ducem și luăm ca pica, nu? Prin aghiazma aceea, prin banii care îi mai transmiți acolo, prin strângerile de mână sau pupatul de mână, din aprinsul lumânărilor nu se transmite COVID-ul. Deci hai să o facem lată și o să ieșim din perioada asta de carantină, abia în toamnă la strânsul strugurilor, nu? Dacă suntem atât de responsabili. Dar iată și guvernarea liberală de aici și guvernarea socialistă de acolo sunt într-o minte niște oportuniști și niște populiști. Deci, iată, tu când i-ai spus preotului cu COVID-ul respectiv, el a rămas surprins. Hai să urmărim, fii atent, hai să le arătăm la oameni, da? Emisiunea, cum ai fost tu contactat, da? Pentru că tu întotdeauna ești mereu contactat. Eu niciodată nu o să intru cu ei în contact, să stau în discuție cu ei. De ce? Pentru că se interpretează greșit. Hai să vedem despre ce este vorba. Hai dacă pot. Și alte situații. Părinte, pe Skype este în legătură direct
dată cu noi activistul Oleg Brega. Oleg, bună seara, ne auzi? Da, bună seara, vă aud și vă văd. Oleg, pe timp de pandemie, cum vezi decizia autorităților de a aduce focul Haric, fiindcă anterior s-a menționat că nu va fi adus? Mie mi se pare un truc electoral periculos, care va da senzația oamenilor că se poate de ieșit din casă, de mers la biserică, de luat acel foc, pentru că noi așa s-au trudit oamenii să-l aducă din Israel și asta o să ne coste la fel de scump cum ne-au costat alegerile în ajun de stare de urgență, pe timp de pandemie, alegerile de la Hâncești, la care s-a ales doar un deputat. Și acum vedem că Hânceștiu e un focar de infecție. Nu mai spun de pelerinajele la Poceaiev sau Împărtășania cu o singură lânguriță care a continuat mult timp după ce au emis ordonanțele cele de interdicție. Deci mă tem că biserica face împreună cu clasa politică, fac un joc periculos care ne va costa multe vieți omenești. Eu cred că e timpul să se răzgândească, e timpul să oprească și focul Haric, și vizita la biserică, și vizitele la cimitir de Blajin. Pentru că e periculos, trebuie să credem oamenilor de știință, nu medicilor care se duc la bisericile din curtea spitalului, pentru că nu știu de ce o grămadă de spitale de la noi au nume bisericești și au biserici în curtea spitalului. Nu mai spun că la spitalul 2 chiar contul bancar al spitalului e afișat pentru donații, Oleg, pentru construcția bisericii. Pe de altă parte... Banii publici până acum s-au dus la biserici în loc să se ducă în educație și în sănătate. Și acum, iată, plătim prețul. Avem o grămadă de medici infectați, o grămadă de oameni bolnavi și deja foarte mulți care mor. Oleg, pe de altă parte, Paștele Blașinilor a fost amânată pentru data de 7-8 iunie. Fi și alte reglementări și alte situații. Părinte, prin Skype este în legătură directă cu noi activistul Oleg Brega. Oleg, bună seara, ne auzi? Da, bună seara, vă aud și vă văd. Oleg, pe timp de pandemie, cum vezi decizia autorităților de a duce focul Haric? Bun, hai să dăm un pic chiar ca să nu ne auzim. O să dau și secvența, da, cu tine, când vorbea preotul, noi am intrat ca să discutăm totuși, să vezi reacția preotului. Mă recepționezi, da, Oleg? Da. Deci, tu ai fost abordat, da, referitor cu acel preot, da, era o discuție pentru el, așa, a rămas surprins, cum adică să spui tu despre chestiile astea, da? Nu cred. Ăsta e secretarul Mitropoliei. Majoritatea preoților mă cunosc pentru că acolo, în stânga Prutului, am activitate publică de mulți ani și m-am manifestat ca ateu, agnostic, militant, chiar mai a dracului. Pe 1 martie 2013 m-am dezbotezat în piața publică, între clădirea guvernului și catedrala metropolitană, deci ca și cum între instituția de stat și între instituția lor de bază. Și există video pe internet cu dezbotezarea mea și deci ei știu că sunt adversarul amestecării celor două puteri, puterea laică și mafia bisericească. Dar probabil nu s-a aștepta că o să apar eu în emisiune. Ei ia, s-o obișnuit. Ia, fii atent. Ia, hai să vedem ce e. Ia, ia. Oleg, pe de altă parte, Paștele Blașinilor a fost amânată pentru data de 7-8 iunie. Asta ca să extindă festivalul, ca să mai aibă ei de câștigat. Chiar a recunoscut și domnul Moșin că ei acum au veniturile cele mai mari, că atunci când dau aghiazmă o dau cam gratis. Dar acum de Paști se adună banul gros și ei rămân fără venituri. Am auzit că au chiar o brăznicie să ceară bani de la stat. Statul ăsta care și așa nu-și poate permite să salveze oamenii sunt. Acum gândiți-vă că cei care cerșeau la poarta bisericii mor de foame. Dar preoții, clerul o duc foarte bine. Să vedem ce spune domnul Moșin. Există o înțelegere între biserică, PR electoral, aducerea focului Haric? Aș vrea să-i transmit un mesaj pentru Oleg că, în primul rând, biserica nu există decât din donațiile credincioșilor și asta am vrut să spun. Al doilea moment legat de faptul că
foarte multe spitale poartă numele unui sfinț sau în cinstea Sfintei Treimi sau a Mântuitorului, este pentru că biserica trebuie privită în primul rând ca un spital duhovnicesc și trebuie privită ca o școală a vieții. Și atunci n-ar trebui să privim din altă perspectivă, dar așa este ochiul creștin, așa privim biserica. Și atunci... Cam așa a ajuns în Moldova, pentru că s-au amestecat vinul și cu uleiul. Avem acum și preoți bolnavi din cauza irresponsabilității și medici bolnavi din cauza neprofesionalismului. S-au amestecat apele periculos și clasa politică și breasla medicală și mai ales creierul. Sunt vinovați pentru starea în care se scufundă Republica Moldova acum. Oleg, deja de câteva săptămâni bune, preoții se adună doar strict slujitori în biserică și se vârșesc fără credincioși. Spune-mi, te rog frumos, oare biserica este divină aici? S-a atenuat problema sau extinderea acestei pandemii? 3 săptămâni durează perioada de incubare. Deci o sculegem roadele după Paște încă până în vară, până în toamnă o să le culegem dacă nu vă răzgândiți. Crede-mă că și noi încercăm să fim oameni responsabili. Suntem maturi și conștienți de ceea ce facem și atunci nu vrem să punem pericol pe nimeni. Oleg, pe de altă parte, iată, un preot din Criuleni a găsit o soluție pentru a putea oficia ritualul de sfințire a Păștii Noaptea Învierii. Dumnealui propune ca în timpul nopții, când va fi oficiată slujba, să tenii să iasă pe la porți și să asculte serviciul divin noaptea, în boxe. Că noaptea virusul nu se răspândește. Noaptea virusul doarme. Bună idee, minunat. Și atunci scade și vigilența poliției. Atunci toți să se adune, să pună mâna și pe apa aceea, să pună mâna și pe bucatele celea și să împrăște virusul prin preoți, prin aghiazmă, să împrăște tot satul și tot orașul. Minunat, bravo! Dar faptul că preotul va merge pe la toate porțile, deci oricum se va păstra această distanță socială. Veniți de luați COVID. Foarte frumos. O să împrăști coronavirus din ăsta, SARS-CoV-2, care a omorât deja 100 de mii la scară mondială. 1,5 milioane, aproape 2 milioane deja sunt bolnavi. Și cei mai mulți o să moară în țări pravoslavnice, din astea habotnice, care nu înțeleg că trebuie să se oprească. Oleg, mulțumesc mult pentru intervenție, o seară frumoasă. Domnule Mușin... Să-ți spun sincer, acest mesaj agresiv... Deci, îți dai seama că... Ei au rămas surprinși, omule. Au rămas surprinși. Surprinși, dar de neoprit, neogoiți. Pentru că, cum am spus, le scade profitul. Nu mai au cu ce plăti serviciile, ca să zic așa. Băi, dar îți dai seama, s-a făcut iar, cum spuneau și atunci cu școala, ce, s-a creat un protocol între Ministerul Învățământului și Biserica Ortodoxă Română. Acum s-a creat un alt protocol sau o înțelegere, îți dai seama, stai așa în pat, eu stau, mă așez în pat și mă uit pe monitorizare și văd un jandarm sau un polițist la poartă. Cine e? Jandarmul sau polițistul? Și ce vrei, mă? V-am adus pasca, v-am adus... v-am adus aghiazmă sau aiazmă. Bă, îți dai seama, veniți, velea ăsta, ce tare? Veniți de luați COVID. Veniți de luați COVID. Deci la sau, ei... Deci, fii atent, ei recunosc... SARS-2, sau SARS-CoV-2, cum se numește? Ei recunosc că le este teamă. Deci dacă ei spuneau că... Dacă stăm și... Exact cum spun și în Biblie, spun și că... Poți să bei și mătrăgună și nu o să pățești să nu mori. Sau suc de cucută. Și am spus, băi, fraților, să nu bei suc de cucută, că dacă bei suc de cucută, sigur muriți cu toată religia și creștinismul vostru. Dar cum vezi tu acest pact, o înțelegere al unui ministru, care el, de fapt, el așa se spune, că este ctitor de cruci, de biserici, că am văzut cei care sunt angajați în funcții publice din astea mari, chiar într-o primărie lângă Pitești, scria clar, mare, primarul de acolo, da, că este ctitor de biserică, fii atent, ctitor de biserică, da, din banii publici. Ce părere ai tu de chestiile astea? Asta e mai grav, că dacă un demnitar, un funcționar ar da din banii lui, chiar dacă s-a furat, să zicem, fraudare de fonduri publice, asta n-ar fi la fel de grav ca atunci când vin și cer de la consiliul local, consiliul municipal, sau de la guvern, cer bani ca să își facă cupole aurite, ca să-și facă catapeteazma aurită, ca să-și facă salarii babane. Încă în Republica Moldova nu avem salarii la preoți.
Dar aici și preot și călugări tot îți plătiți cu niște salarii deci, extraordinare deci, și eu nu deci, înțeleg cât o să dureze. Deci la voi în Chișinău, preoții nu au salariu de la stat? Nu, dar nici nu sunt indexat, cum să zice, taxate afacerile lor. Nu am, n-am știut. Și nici angajații de la biserică, nimeni nu e angajat cu carnet. E un fel de mafie acolo. Da, am văzut, fii atent, când am fost în Chișinău, am văzut casa acela a metropolitului sau care, ăla, cu aia, casa aia mare, cu gard, cu mașini, cu toate chestiile astea. Ai filmat și tu. Mai ții minte? Posibil că sunt mai mulți. E un preot de la o biserică subordonată Patriarhiei Române. Așa. O biserică a Metropoliei Basarabiei, care nu e subordonată Moscovei, dar e foarte puțin influentă. Totuși acela și-a făcut o avere mare, probabil și cu granturi din România. Poate că e salariat al guvernului român. Dar care e problema? De ce are amestec Ministerul Afacerilor Interne, da? Ca să ce? Ca să ce? Ministerul Afacerilor Interne ar trebui să asigure buna desfășurare a oricăror întruniri publice, inclusiv religioase, sportive, culturale de tot felul, dar nu pe timp de pandemie, ca excepție, nu pe timp de stare de urgență. Asta sigur e acțiune iresponsabilă, penală, dacă ar avea cine să interpreteze codul penal corect. Ați văzut câțiva preoți, pentru că au încălcat ordonanțele anterioare, au fost amendați, pe bună dreptate. Și așa trebuia. Pentru că erau cu 2-3 ienuriași alături, făceau, nu știu ce, o pomenire, o nuntă, ceva, treaba lor, o cununie sau un botez, dar erau prea mulți oameni, mai mulți decât permitea ordonanța. Acum au mai scos o ordonanță ca să facă excepție de Paște. De parcă acum de Paște... De ce a dat ordonanța asta de Paște al ortodoxilor și nu la catolici, și la catolici? Aici e problema. E clar, da. Ar trebui să reacționeze protestanții, catolici, cine mai sunt discriminați. Alte culte, pentru că la noi în România sunt... Reguli speciale, de ce duble standarde? La noi în România, de exemplu, sunt acceptate sau recunoscute, cred că vreo 17-18 culte. Cât? M-am uitat, prelegeți 9. La noi în Republica Moldova sunt vreo 45. Dar aici în România sunt vreo 9 doar. Sigur 9? Când m-am documentat eu, acum 2-3 ani, când venisem în România. Fii atent. În Constituția, tu acum ai mai studiat și tu chestia asta, s-a anulat dreptul fundamental, articolul 15C, Dodudo? Am auzit că nu s-a anulat, dar s-a suspendat și asta tot mi se pare de condamnat, pentru că nu prea multe țări din Europa au făcut asta, mai degrabă niște republicuțe din estul Europei, ca Republica Moldova, Azerbaijan, țări din astea cu porniri dictatoriale. Deci ei au de gând cumva și să ne bată și să ne tortureze și ce să ne mai... Câte drepturi să ne le mai încalce acum, pe perioada stării de urgență. Deci e revoltător și inadmisibil, dar dacă opoziția nu zice nimic, toți s-au pus de acord acolo, nu avem clasă politică de încredere. În schimb, iată, au grijă de dreptul fundamental de a pupa moaște, de a linge aceeași lingură și de a pupa mâna popii. Asta li se pare mai important decât supraviețuirea întregii colectivități. Există un pericol. Pentru că e pericol că nu numai ei o să îmbolnăvească religioși. Pericol că o să transmită și la noi, după aceea, la magazin unde ne mai ducem, punem mâna pe obiectele pe care au pus mâna religioși și ne îmbolnăvim cu toți din cauza lor. Da, există riscul să se propage acest virus prin acea pască, prin acea aghiazmă, să aducă chiar și jandarmii sau astea, pentru că ei poate au zis, au avut o intenție bună, bine, cu destinație pentru ortodoxi. Există? Cum am dat exemplu de la Târgu Frumos, chiar azi, ieri, nu știu când au publicat presa, că a mers preotul de la casă la casă și tamana asta a făcut, a răspândit SARS-CoV-2, virusul ăsta care generează COVID-19, pentru că COVID se spune că e boală, când îți cedează plămânii, ai afecțiuni pulmonare grave și nu poți respira. Că virusul nu te omoară, el doar îți blochează plămânii și nu mai poți respira, mori asfixiat, ca spânzurat sau ca cu pierna pe față. Deci dacă s-a întâmplat asta la Târgu Frumos,
fix recent cu niște preoți, dacă s-a întâmplat cu cei care au fost la mănăstirea Pociaiev, sau s-au întâmplat și cu, am înțeles că tot pe lângă Suceava a murit un pastor baptist recent, tot din cauza procesiunilor religioase. Dacă s-a întâmplat în Coreea de Sud, cu vreo două luni în urmă, tot din cauza unor religioși, nu știu dacă erau neapărat creștini, dar tot s-au dus, au pupat mâna, icoane, obiecte sfinte ce mai au ei acolo și s-a răspândit tot orașul din cauza unor habotnici. Deci, până la urma urmei, dreptul fundamental la noi în România este anulat? E suspendat. Suspendat? Drepturile, că sunt mai multe drepturi fundamentale. Bine, chiar și viața intimă, fii atent. Scrie, deci în ordonanță chiar și viața intimă, dreptul la proprietate, la bunuri, la de toate, deci ca și cum am fi pe timp de război, de fapt. Asta și înseamnă stare de urgență. Stăm în situație de ca la război. Cât timp poate să ducă chestia aceasta? Că în Constituția României dreptul fundamental 30 de zile scrie. Văd că joi e numită ședință de parlament și opoziția promite că se va împotrivi. Dar președintele a emis azi, cum se numește, decret prezidențial, că se mai extinde cu o lună. În Republica Moldova, imediat când au declarat stare de urgență, a fost pe două luni. Dar după ce au organizat într-o duminică alegeri într-un raion. Și raionul acela acum e focar. Pentru că au ieșit oamenii la alegeri. Deja s-au împuiat. Exact. Au ieșit oamenii la alegeri. Aveau nevoie de un deputat. Că și acum pe acest timp totuși mai există interes referitor la politică, totuși, chiar suntem în această pandemie? Și suntem într-un an electoral. La noi acolo o să fie alegeri prezidențiale, aici avem alegeri parlamentare. Ce dolofan este domnul Ninja. Da, ei toți o duc bine acolo, nu numai Ninja. Și cu toate dacă că nu au salariu de la stat, da? Ăsta nu are salariu de la stat, e plătit doar din donațiile noriașilor. Deci nu putem să-i cerem socoteală omului, pentru că dacă nu sunt plătiți de stat. Putem să-i cerem socoteală de ce nu plătește impozite, ca tot șarlatanii care au cazinouri, care au case de pariuri. Stai un pic, în Constituția României spune că orice cetățean este obligat să plătească taxe și impozite, nu spune cu excepția bisericii sau cultelor. Exact. Și așa de ce nu se pune aplicare? Pentru că s-a dat o lege fiscală 272 sau 227, cam așa ceva, scutirea de la taxe la noi în România, iar în Republica Moldova nici ăștia nu plătesc taxe nici la voi? Ei pretind că trăiesc din donații, benevole, dar de fapt percep taxe pentru toate serviciile și din aceste servicii cu taxe ar trebui să fie și mai ales că au și alte business-uri, nu numai. Sunt preoți care au rute de microbuz, au tipografii, au... Aici în România au și televiziune, au și posturi de radio, au edituri, au firma aceea Travel, cum se numește ea, o grămadă de bani în casă. Bazilica, așa, Bazilicul, Busuiocul. Auzi, ai văzut că la noi se punea problema că este așa de tare COVID-ul acesta și mai ales în zonele acestea roșii, dar ai văzut cârdul de oițe și berbecuțe, da? Sau oameni care sunt la disperare, da? Să plece în afară să lucreze, iar autoritățile pur și simplu nu au mai luat măsuri. Au mai făcut o excepție, fără să scoată o ordonanță, că se duc oamenii la lucru. Dar ăștia care stau în casă nu tot au de lucru, nu tot vor să lucreze. Ei bine, unii se poate, alții nu se prea poate. Dar e mai grav e că au ieșit din zona de carantină, de la Suceava, de acolo au ieșit, când e interzis să intre, să iasă oricine, pentru că nu e așa, e pericol de răspândire a virusului. Ei nu doar că îl răspândesc toată țara până la aeroport, dar încă și îl exportează spre Germania, ca cei au puțin COVID. Da, da. Chestia a fost că și în aeroport, bine, acolo că au respectat regulile, dar când au plecat din avion, după ce au aterizat și s-au dus pe plantații și toate astea, ne-au tratat sau tratează frații noștri, da? Pentru că ei nu au plecat de grași din România. Deci, de ce când... Au fost vorba să vină frații noștri, să vină în țară, le-a spus stați acolo pentru că infectați familiile. Fraților, veniți în România, intrați în carantină și apoi ați venit în România, care este problema. Dar când să plece, ce a zis? Plecați, plecați, plecați. Ce părere ai? Am trimis la DSP, să știi, la Direcția de Sănătate Publică din Cluj, am trimis la toate instituțiile statului, am trimis și la Guvern și la Parlament și la Senat, ce face avocatul poporului? Și ia salariu gras.
Și CCR-ul. Și nu reacționează. Și CCR-ul. Exact. Drepturile fundamentale, hai să zic, bă, dar până la urma urmei, cât timp mă poate să suspende acest drept fundamental al cetățeanului? Nu știu cât prevede, dar văd că ei au dus o lună și au de gând să mai fac o lună. După tine ce crezi, că mai continuă? Nu e exclus, dacă o să ne mai infectăm, o să infecteze mulți de Paști, de la focul Harec sau de la Pască sau de la pupat mâna popii și moaște, s-ar putea să avem și toată vara de stat în casă. Pentru că suntem habotnici, bigoți, prea credincioși și patriarhul e prea fericit. Îți dai seama, nu-i fericit, e prea fericit. Cum îți explici că prin această ordonanță, dar sunt oameni care riscă, fii atent, ei riscă foarte mult, cu COVID-ul ăsta e foarte periculos, e greu, e jale, da? Bă, riscă ei să, prin natura muncii, deci șoferi, drujbași, bă, să ducă el în pădure cu drujba și să lupte cu COVID-ul în pădure și să rătează, să radă pădurea după teritoriul României. Cum e problema să te gândești că totuși se cam fură lemnișoarele de la noi după teritoriul? Băi, se rad pădurile, măi. A intrat azi ministrul ecologiei în direct și a zis că e fake news ce vedeți voi acolo, că de fapt buștenii ceia vin, nu pleacă și e fals. Totul e autorizat, totul e legal, totul e controlat. Deci, da, nu mă îndoiesc că e controlat. Să fură legal? A zis că nu se fură, că totul e tăiat legal, controlat de autorități. Deci înseamnă că pădurile, da, deci garda forestieră, pădurile și ocoalele sau ocolurile sau ocolitele silvice, da, înseamnă că ei sunt părtași la așa ceva, că ne-au dispărut pădurile și ai văzut că au început să plimbe dealurile, munții la noi în România, deja în partea asta între Brașov și Prahova și între Brașov și da, și Prahova, aproape stațiune montană, au început dealurile sau munții sau grămezile de pământ pentru că s-au tăiat pădurile și vin spre oameni. Acești munți și dealuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că e și în mâna lor soarta țării, soarta muntelui, soarta dealului. Iată, la Azuga se prăbușește dealul peste ei, tot probabil din cauza defrișărilor. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să ia atitudine la timp, să facă precum Harigeană, să facă precum activistul Buzoian, să facă precum Brega, dacă au auzit de el, să filmeze, să scrie petiții, să protesteze când e voie. Da, toți cetățenii să filmeze, da, să posteze, mai ales că acum e de ce să sperie de aceste rețele, pentru că noi suntem pe o rețea de socializare, da? Ne jucăm și noi cum se joacă și alții, da? Alții își filmează cățelul, purcelul, pisica, florile. Noi de ce să nu discutăm, da? Dacă eu cu tine discut, tu acum ești într-o altă țară, da? Te consideră că du-te la tine, la Moldova ta acolo, dar de fapt tu ești cetățean român, vorbești românește, da? Ia zi-mi și mie, la ruși, cum e problema cu COVID-ul? Pentru că am văzut președintele Rusiei a intrat într-o ședință cu toți mari oameni de afaceri, nu știu dacă ai văzut clipul, și le-a spus că nu le-a dat salariile. Și ce a zis președintele? I-a pus un contract scris, nu-l văzuse patronul respectiv contractul și a zis, semnează. Și ăla s-a uitat acolo, patronul nu a dat salarii, nu dăduse salariile cu vreo 2-3 luni din urmă. Și semnează. Ăla a semnat imediat, dar n-a comentat și la câteva ore au intrat bani în conturi. Cum îl percep rușii pe președintele Rusiei, mai ales că acum că au și ei COVID în Rusia, pentru că tu știi limba rusă, da? Noi nu știm. Care este situația în Rusia? Se pare că se împute treaba și la ruși, dacă până acum Rusia fiind foarte întinsă pe două continente, ca să zic seama, așa, mare. Și oamenii fiind pauperizați, foarte săraci și nu prea circulând peste hotare, ei fiind autosuficienți, circulă mai mult în interior acolo, nu a venit cu așa viteză. Sau ei nu ne spuneau despre dimensiunea dezastrului. Acum însă, pentru că s-a întors, am înțeles că un milion de ruși de peste hotare și nu s-au impus până acum restricții de circulație și de distanțare socială,
au început să moară și la ei și i-a apucat panica. Au început să închidă granița cu Belarus, cu Ucraina, de multe certați. Probabil au închis granița cu China. S-ar putea să-i frigă și pe ei, chiar dacă se dădeau mari până acum, trimiteau ajutoare în Italia, dar de fapt ajutoarele ce le păreau cam militare sau ceva de fațadă. Lumea îl percepe pe Putler cum îl percepeau românii pe Ceaușescu. Îl salută, îi pupă mâna de frică, da, dar îl disprețuiesc că de 20 de ani conduce cu mână de fier Rusia și nu știu cum. Băi, dar nu există o limită de a candida ca președinte în Rusia? Și la Iliescu exista, dar n-a candidat a treia oară, pentru că a zis că prima oară n-a fost mandat întreg. Așa și Putin. Acum vrea să modifice Constituția și Valentina Tereșcova, prima cosmonaută din lume, suntem acum în luna cuceririi cosmosului, deputată fiind de pe lista partidului lui Putler, a zis, dar ce ar fi ca cu ocazia schimbării Constituției să anulăm patru mandate? Ce referendum? A fost un referendum secret ceva sau ce? Vor să facă un referendum pentru aprobarea Constituției, dar cu ocazia pandemiei nu pot să facă chestia asta și au amânat pentru la vară. Dar un referendum formal, așa, o chestie formală ca să treacă la sigur Constituția, că ei se tem de surprize, să nu vină oameni să strice buletinul sau ceva. E dezastru. Democrația în Rusia nu există. Mă mir că încă mai rămâne în Consiliul Europei și arondată la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar în Rusia e dictatură ca și în Belarus. Belarus a fost scoasă din Consiliul Europei, dar Rusia cu Azerbaidjanul au rămas, nu știu de ce. Dragul meu, Oleg, ce să zic, nici nu stăm mult, pentru că îmi plânge câinele la ușă, înțelegi? Și mă gândeam, ca să nu mai stăm, am făcut probe, îți dai seama dacă nu intram cu sunetul, pentru că eu, acum, hai să încep să fac și eu ca un creștin, să pui mâna, să-ți dai pisica din casă că ți-a ros cablul la căști. Și nu te-am auzit, băi, și să bucurau preoții, Oleg. Dragii mei, l-am avut pe Oleg și mulțumim frumos, toate cele bune! S-a întâmplat minunea! Numai bine! Mulțumim, noroc!